scripturii ce vorbesc de noastră stare, e frânta de scurgecioare care stau în așteptare. După obiceiul vremii, 10 trebuiau să fie ca să întâmpine pe mire atunci când va fi să vie. Iată-le toate împreună. M-au coborât pe trepte. Aveau candrele în mână pregătite să-l aștepte. Ce frumos erau dotite, cum mergeau așa la pas, 5 doar mai deosebite, aveau ulei într-un vas. Și-au cântat toate împreună, eram în amurg spre seară. Și de cum va fi la nuntă împreună discutare. Așteptând așa tăcerea, se întinde peste voi, ascultau orice mișcare, nu cumva sunt solitări. Ce vor anunța sosirea mirelui mult așteptat? Se aude doar în noapte orele târzii cumva. Și vegherea se lungește, oboseala le cuprinde, somnul limpă lui ispite peste ploapele se întinde. Câte una mai tresare, la un vis cu întrezărire, căci au adormit cu gândul și cu dorul după mire. Vai, cât se lungește, parcă, noaptea asta e cea mai lungă, de-ar avea măcar ulei până vine să le ajungă. Târziu, pe la miezul nopții, se aude o strigare. Iată mirele, fiți gata, pentru a lui întâmpinare. Deodată se ridică din somnul de ațipire și frumos se aliniază ca să întâmpine pe mire. Dar pe 5 le cuprinde spaima. Când se uitară mai bine, candrele aproape stinse, atunci cer de la vecine. Dați-ne din unde lemnul pe care l-aveți în vas. Vai, când se stinge lumina, se plângeau toate într-un glas. Nu putem să facem asta. Știți că noaptea a fost lungă. Nu cumva până la urmă nici nouă să nu ne ajungă. Duceți-vă voi mai bine la aceia care vând. Și neavând ce face, au plecat toate pe rând. Și pe când au plecat ele, iată mirele așteptat. Cele ce aveau lumină în odaie au intrat. Mai pe urmă, când veniră, cele care au fost plecate, ca să cumpere ulei de undeva din cetate, au găsit ușa încuiată. Vai, ce jale le-a cuprins! Și oricât de mult bătură, ușa nu li s-a deschis. Prea e tristă povestirea pildei scrisă de Iisus. Vom lua oare aminte? Pilda pentru noi s-a spus. Noi suntem aceia care așteptăm cerescul mire. Peste noi se așterne astăzi ceasul greu de ațipire. Candele aproape stinse, unde lemne așa puțin, dar cel ce vinde astăzi, vai, cât de puțin mai vin. Astăzi încă se găsește, ba încă e dat în dar, celor care cred și cer cât mai este încă har. Duhul Sfânt este uleiul care e turnat în vas. Cei ce-l au și din morminte s-o trezi la Sfântul glas. Întunericul se așterne, tot mai gros, mai greu se pune. Mirele-i gata să vină, trâmbița-i gata să sune. Dar din cât s-au pus acum mirele ca să-l aștepte? Jumătate vaie se poate ca să fie înțelepte? Nu vă prinde oare teama? Nu vă puneți întrebarea? Sunt eu gata de răpire când se va auzi strigarea? Am eu candela aprinsă, am rezervă, unde lemn, ca să pot intra la nuntă când el îmi va face semn? Trăim vremurile acelea prevestite de scripturi, când fără sfială unii vin cu alte învățături. Calea strâmtă s-o lărgească, apoi unii din popor își vor pune învățători tocmai după pofta lor. Tot ce ieri era păcat, pentru unii e admis și se calcă în picioare cuvântul ce este scris. Înmulțirea fără de legi, cu balanța ei ne arată cum încet se micșorează dragostea adevărată. Rugăciunea și vegherea și viața de părtășie nu mai sunt norme de viață sfântă în credincioșie. Vedem azi cum nepăsarea ca o ceață se așterne. Cei cu candrele aprinse vor zbura spre zări eterne. Voi, fecioare înțelepte, nu vă biruiască somnul. Când s-o auzi strigarea să-l întâmpinați pe Domnul, stați într-una în veghere, așteptați încă un ceas. Mirele, să știți că vine, multă vreme n-a rămas. Și chiar dacă zăbovește mirele mult așteptat,
numai să fiți pregătite pentru a-L întâmpina. Se va sfârși așteptarea, stelele încet se stâng. Ce cununi strălucitoare vor putea cei ce vor purta cei ce vin. Doamne, sună mai degrabă întâlnirea care vine. Pe aripi de nor în slavă să zburăm și noi spre Tine. Până atunci, lumina Ta luminează necărarea și încep la nunta Ta să primim și noi iertarea. Amin.